Și problema nu este neapărat că nu sunt bani. Problema este că a fost tratat greșit conceptual această agendă. Și că dacă ne uităm ca pondere în buget, și doamna ministru de finanțe vă poate confirma, cheltuielile sociale și de sănătate sunt o pondere importantă în bugetul țării. Dar după ce că avem în general un buget mic poate față de alte țări, îi cheltuim și prost și îi risipim și sunt practic politici clientelare care au dus acei bani în anumite zone până acum.